Dragii mei, a sosit și ziua în care, iată, aici, la unde și publicii facem prezentări de modă, la Paris, în celebre salonele ale topule, înțelepciuni lux. Suntem la Salon Vendôme, salon în care astăzi se va desfășura prezentarea de modă. Trebuie să știți că fost aceste obiecte de artă. Tot ce vedeți este artă, dar apropo de opulență, hai să vă arăt ce n-am arătat niciodată de noi și poate puțin pe voi știu ce asta. Hai să vă arăt niște voi speciale cu niște robineți în aur cu pietre prețioase. Astea sunt cele lebede de la Ritz din aur și cu robinezi din cristal și safire, robine și safire. V-am arătat așa, asta trebuia să vă arăt, nu? Și acum să vă arăt ce e mai important. Sala. Celebră sala. La fel. Lebede de artă. Uitați-vă cât de frumos este aici. Aici, mai bine de coborâm. Deja se fac repetiții, deja Horia, fotograful nostru oficial, își aranjează sculele. Încă sala nu este amenajată, pentru că mai avem de amenajat, bineînțeles, mai sunt de scaune. Acesta este salonul Vendôme. În spatele acestui salon sunt camerele unde se execută machiajul, coafura, Horia, așa cum vă spuneam. Acolo vorbim cu manichinele. Curea care ne reprezintă vestile. Nu știu câți ani te cunoști. Mulți ani. Aici am farmer, imaginea mea, rochia mea, iubesc farmer, uitați-vă. Acesta este noul zen român, Paris Fashion Week. Și acum o să vă duc și în backstage. Se muncește, se muncește, dar aici am ajuns să vedem și unde nebunie, ce se bugăune cu doamna Badea, a venit mai târziu, e penalizat, asta este fetele care mănâncă, mâncați, să vă îngreșați. Fabia, top, care este, face parte alături de Laurent Turetă din Top 10 coafuri al lumii, haute coafuri francez. Elena, prietena ei, la machiaj. Toia, design, face niște lucruri extraordinare, le veți vedea, nu spune nimic deocamdată, cu o parte din colecții, colecțiile noastre, ale mele, așa, și aici, ce să vă arăt, accesorii, bineînțeles că nu lipsesc nici ochelarii, toată lumea prezentă cu mine și dacă tot cu părinte ce lucrez tot timpul. Artileria grea, pentru că orice femeie ar fi invidioasă. Tararam. Noi nu uți caz. Avem și de băieți, pentru că avem și băieți în prezentare de data asta, top modele internaționale și bineînțeles și manechine de top. Și uitați-vă ce aici. O să încalz tot rițul. Da, deci cam asta e deocamdată. Așa cum spuneam, am avut o nouă collection. S-a lucrat zi și noapte timp de multe. S-a lucrat zi și noapte. Sunt peste 150 de outfituri. Foarte frumos, felicitări Cătălin, felicitări Clara. Așadar, ați fost în culisele acestui eveniment organizat la Ritz la Paris. Ați văzut câtă eleganță, cât rafinament. A fost foarte interesantă această filmare pentru că v-a introdus în culisele unui eveniment de fashion. Ați văzut exact fetele, make-up, hair, unde sunt ținutele, unde se țin toate. Foarte frumos. Domnul care a fost martor zice că a fost bine. Am adus și specialistul nostru roșu ca o primăvară. V-am regăsit. De pe 1 pe 8 martie mai bine ne îmbrăcăm în roșu. Bun găsit, Andrei. Să știi că e coincidență, Cristi. N-am stat să mă gândesc chiar că e perioada cu mărțișorul. S-a întâmplat să fiu îmbrăcată în roșu. Eu pur mai era roșu, dar cu dragă oricând. M-am mirat și eu cum ar fi. Da. Deci, foarte frumos, felicitări pentru... Cânton cu primăvara, mulțumesc. Felicitări pentru Cătălin. Și eu le transmit salutări și toate cele bune acolo. Am fost plecată cu ei de câteva ori și trebuie să recunosc
recunoaștem că ei fac ceva extraordinar de bun pentru România și pentru faptul că duc acolo brandurile românești. Așa și au făcut show-urile întotdeauna senzaționale. Și într-un context foarte bun. Și unde, pe Clara. Unde, pe Clara, da, o pupăm cu toții. Doamna președintă, eu n-am știut până acum că e cât ai președinta Clara. Doamna președintă, da, se poate. Doamna președintă Clara Rotescu. Exact. Eu în continuare filmez pentru Clara, să știi. Băi, la un moment dat o să te oprezi, să faci și noi puține emisiune. Ideea e că toată prezentarea aceea pe care, mă rog, sala pe care ați văzut-o, pe care Cătălin a prezentat-o, e în incinta hotelului Ritz. Și acolo să știți că, mersi, lasă, ne-a adus ceva bun, ok. Acolo, în Ritz, au fost adunați la oaltă, că există în paralel și un târg al creatorilor și al designerilor. Acolo au fost, cum să spun, adunați ei mai buni din lume. Bravo. Spuma spumelor. Și printre ei și ai noștri, Clara Rotescu, Cătălin Botezatu, desigur, Oana, cea de la... Bitola sau nu mă greșesc, da? Așa. Bitolia, la Bitolia. Așa. Exact, deci am fost reprezentați extraordinar. Și asta datorită lor, Cătălin cu Clara, care organizează impecabil. Este. Eu vă spun, am fost martoră cu ani în urmă acolo și sunt extraordinar de impecabil. Noi am mai urmărit pe ei în lume, mulțumim foarte mult, încheiem această transmisie, mulțumim operatorului Mircea Zeara, închide că ți-l arunc. Gata, Clara, ăsta a fost momentul, te pupăm. Da, gata. Deci, doamne,